Tradiții religioase de flori, sfințirea ramurilor de salcie. Disciplina, religie, cultul ortodox. Clasa a doua. Bine v-am găsit, dragi elevi! Vă plac tradițiile și obiceiurile religioase legate de marile sărbători creștine? Excelent! Puteți să-mi dați exemple de sărbători unde întâlnim tradiții religioase? Așa este, Crăciunul sau Nașterea Domnului. Este bine să știți că pe lângă frumoasele tradiții de Crăciun, creștinii dețin și alte tradiții religioase legate de marile sărbători creștine importante. Tradițiile religioase sporesc bucuria sărbătorilor în inimile noastre. Puteți să numiți o sărbătoare mare și frumoasă de primăvară? Foarte bine! Sfintele Paști sau Învierea Domnului. Cu o săptămână înainte de Sfintele Paști, creștinii sărbătoresc intrarea Domnului în Ierusalim. Voi știți cum se mai numește această sărbătoare? Bravo! Duminica Floriilor! În clipul de astăzi vom vorbi despre tradiții religioase de flori și anume despre tradiția sfințirii ramurilor de salcie. În Duminica Floriilor există obiceiul ca oamenii să aducă în biserici ramuri de salcie. Preoții sfințesc ramurile de salcie, iar creștinii pleacă cu ele acasă și le pun la icoane în semn de respect față de Dumnezeu. Voi mergeți la biserică în Duminica de Flori? Și ați primit ramuri sfinte? Sunteți minunați! Haideți să vedem împreună de ce creștinii sunt atât de bucuroși să participe la Sfânta Slujbă și să primească salcea sfințită cu care își împodobesc nu numai casa, ci și copacii pentru a-i ajuta să rodească și chiar stupii ca albinele să se bucure de binecuvântarea divină. Sărbătoarea floriilor ne amintește tuturor de intrarea triumfală a lui Dumnezeu în Ierusalim, călare pe un asin, înainte de patimile sale. În acea zi, Hristos a fost întâmpinat de o mulțime de oameni, bărbați, femei și copii care aveau în mâini ramuri verzi de finic și care își manifestau bucuria strigând: Osana fiului David! Bine este cuvântat cel ce vine întru numele Domnului, Osana întru cei de sus. Astăzi, crenguțele de salcie binecuvântate sunt împărțite credincioșilor în amintirea ramurilor de finic și de măslin cu care mulțimile au întâmpinat pe Hristos la intrarea sa în Ierusalim. Deși în Sfânta Scriptură citim că Mântuitorul a fost întâmpinat la intrarea în Ierusalim cu ramuri de finic, tradiția spune că poporul român a ales salcia, deoarece ea imită cel mai bine gestul de plecare smerită în fața Mântuitorului lumii. Prin aceasta, creștinii se aseamănă cu cei care l-au întâmpinat pe Domnul Iisus Hristos cu ramuri verzi și cu cântări la intrarea sa în Ierusalim. În ziua floriilor, oamenii merg cu ramuri de salcie la biserică pentru a-L întâmpina tainic pe Hristos. Într-o variantă populară românească în versuri, a legendei salciei pletoase, deși ramurile nu îi sunt folosite pentru a-L lovi pe Hristos, salcia își pleacă totuși crengile, plângându-L pe Mântuitor. Lângă o salcie pletoasă, Maica Sfântă se ruga și cu vocea ei miloasă către salcie grăia: Dacă îmi cunoști durerea și voiesc să-mi o alin, dă-mi din ramurile tale o cunună fără spini. Fiul meu e sus pe cruce, însângerat și în mare chin, și cu ea la el mă-i duce durerea să-i o alin.
Atunci salcea înaltă către Maica se plecă. Maica i-a făcut cununa și s-a dus la Golgota. Dar iudeii n-o lăsară cu o cunună fără spin și voiau ca el să moară însângerat și în mare chin. De atunci salcea înaltă nu s-a mai uitat în sus și a rămas așa plecată ca să-l plângă pe Iisus. Să reținem. Tradițiile religioase sporesc bucuria sărbătorilor în inimile noastre. În Duminica Floriilor există obiceiul ca oamenii să aducă în biserici ramuri de salcie. Crenguțele de salcie sunt împărțite credincioșilor în amintirea ramurilor de finic și de măslin cu care mulțimile au întâmpinat pe Hristos la intrarea sa în Ierusalim. Creștinii poartă în mâini crenguțele de salcie ca semn al biruinței împotriva morții. Ne jucăm și învățăm. Audiază și învață colindul de flori o minune. Depus la suflet. Osana fiului David, bine este cuvântat cel ce vine într-un numele Domnului. Osana întru cei de sus. Webografia imaginilor.